Salutare, salutare! Clip rapid. Închid geamul pentru că se aud păsările afară. E o bolunzeală. Bun. Ce vreau să vă arăt astăzi? M-ați întrebat și despre hidrolate. De unde mi-au hidrolate la litru și pe care le recomand să fie și cât de cât pure, să fie și cu un miros plăcut, nu de cazan prins, cum se întâmplă cu unele hidrolate. Ei bine, am primit astăzi două dintre hidrolate, au și o fișă, dar fără etichetă. Mi-a specificat doamna că dacă le vreau rapid, nu o să poată să-mi trimită cu etichetă, doar cu fișa produsului. I-am spus că este ok. Doamna se numește Constanța Batachia. Dânsa distilează diverse plăntuțe și face hidrolate. Aici am un hidrolat de trandafiri. Se și vede cât e de pur și de frumos strecurat și... Să-l și desfac. Pentru că este sticlă cu capac... Fantastic, miroase. A trandafir de damasc. Amintiți-vă că eu am făcut o cremă cu trandafiri în care am folosit hidrolate de trandafiri. Eu folosesc foarte mult hidrolate de trandafir, iar al doamnei îl recomand cu mare drag. În comerț, la magazinele obișnuite online cu ingrediente, găsiți doar la 100 de mililitri. Asta este la litru. Ce îmi place mie foarte tare, un mix pentru păr. Este un hidrolat cu, și se și vede, are puțin ulei la suprafață. Inevitabil rămâne puțin ulei esențial în hidrolat, care sunt hidrolatele de calitate. Mixul ăsta pentru păr îl folosesc în loțiuni pentru păr. Îl folosesc împreună cu tinctura de ardei iute. Dar ce este fantastic, se poate folosi și el așa. Hidrolatul efectiv pulverizat cu un flacon cu pulverizator, pulverizat la rădăcina părului și chiar pe tot părul, lăsat să acționeze chiar o noapte întreagă, este un aur pentru părul vostru. Mixul de păr, stați să vedeți ce conține. Mix de păr. Are rozmarin, urzică, brusture, mesteacăn, nuc, salvie, dafin, lavandă și roiniță. Bun, deci asta conține mixul pentru păr și este la litru. Prețurile sunt la momentul ăsta, pe la 20-25 de lei litru. Știu eu, 30 poate cele diverse, nu știu exact toate prețurile, doar cu ceea ce m-am izbit eu. Dar ca idee, are hidrolat de trandafiri, rosa damascena, asta pe care am luat-o eu. Are hidrolat de mușețel, hidrolat de geranium, adică de mușcată, 25 de lei. Hidrolat de imortele, trebuie să-l achiziționez și pe ăla neapărat. Hidrolat de mentă, hidrolat de roiniță, hidrolat de cimbrișor, de salcâm, hidrolat de liliac, hidrolat de castan, hidrolat de păpădie, hidrolat de coada șoricelui, hidrolat de rostopască, extraordinar de bun pentru neci și papiloame, hidrolat de urzică și hidrolat de rozmarin. Nu știu dacă n-ai fost pe undeva. Împreună cu mixul pentru păr. Pe asta l-așteptam. Părul meu iar s-a uscat destul de tare, așa că are nevoie de puțină înmuiere cu hidrolatul ăsta. De-abia aștept să-mi prepar ce am nevoie. Și văd că mai are așa, produse obținute din distilarea lavandei, hidrolat de lavandă la 7 ron pe litru, ulei esențial de lavandă grosso, glicerat de lavandă, trandafiri, geraniu, zmeură, ardei iute. Așa, la 30 de ron litrul. Gliceratele sunt extracte din plante cu ajutorul glicerinei. Gliceratele pot să fie folosite
inclusiv în preparate pentru copii și femei însărcinate, care nu pot să folosească tincturile alcoolice. Deci, ca și glicerate, are lavandă, trandafir, geraniu, zmeură, ardei iute. Bineînțeles că puteți să folosiți gliceratul respectiv la sfârșitul rețetei, adăugând în rețeta propriu-zisă gliceratul la final, dar el poate fi și pus și în creme în locul glicerinei, doar că glicerina trebuie încălzită. Cel mai bine este să fie pusă la sfârșit. Cam asta este. O să vă las în descriere un link. Da, mai avem și descrierea hidroatului de geranium cu mireasmă florală, fină, dulce. Are proprietăți astringente, antiseptice, calmante, antiinflamatoare, revitalizante. Este un echilibru cutanat pentru toate tipurile de ten. Poate fi folosit ca atare, pulverizat pe față, gât sau pulverizat după ras. Închide porii, calmează, tonifiază, regenerează. Se poate incorpora în faza poasă pentru preparatele cosmetice și a măștilor revitalizante. Eu folosesc foarte multe hidrolate și ale doamnei chiar vă invit să le încercați. O să vă las în descriere link către profilul de Facebook al doamnei Batachia, pentru că eu de pe un grup de Facebook am comandat. Nu știu dacă are și pagină pentru așa ceva. Știu că este un mic producător local și care distilează cantități destul de mari. Știu că sunt foarte bune, știu că sunt pure și am luat din N locuri în toți anii ăștia. Deci știu care sunt de calitate și care nu. Prețurile sunt mici, nici nu are nicio importanță, mai ales partea asta, iar calitatea face diferența. O să mă duc să îmi prepar un mix de păr, așa, și să mai îmi fac o loțiune de corp cu apă de trandafir. O să vă las în descriere, după cum am spus, linkul profilului de Facebook al doamnei Batachia. Dacă nu aveți Facebook, rugați frumos pe cineva să vă ajute cu asta și să vă dea eventual și un număr de telefon. Eu, din păcate, am aruncat cutia în care au venit și nu am număr de telefon, dar o găsiți pe Facebook. Cum am spus, vă las și linkul cu loțiunea de trandafiri făcută cu apă, cu hidrolat de trandafiri, atât de simplă, din doar 3 ingrediente, și faceți o loțiune fantastică. Și cam asta este tot pentru astăzi. Nu uitați de un like, de o distribuire și mai ales să vă abonați la canalul meu. Încerc să vă arăt tutoriale minunate, încerc să vă spun de unde puteți să cumpărați ingrediente ieftine și mai ales bune. Și dacă doriți să-mi oferiți o cafea virtuală ca semn al prieteniei noastre, vă invit să accesați linkul tot așa din descriere, unde puteți să achitați contravaloarea unei cafele. Sunteți foarte mulți care mi-ați oferit câte o cafea și pentru asta vă mulțumesc din suflet. V-am pupat!